Bun găsit, prieteni! Pasiunea pentru Rapid nu ține cont de numele adversarului sau de vremea rece de afară. În jur de 8-9 mii de fani ai giuleștenilor au venit astăzi la stadion. Luptarea de start în meci va aparține giuleștenilor, care în prima repriză va ataca de la dreapta la stânga. Rapidul este în poartă cu Drăghia, Belu, Săpunaru, Dragoș Jigore și Junior Moraes joacă în apărare. Albu, Cheici, Ioniță la mijlocul terenului, Rare și Lie, Carnat și Voituș în atac. Numai necunoscuți la Gazbetan, echipă care a reușit etapa trecută să dea primul gol în play-out. Foarte convingătoare în ultimele două partide câștigate. Ioniță, este penalti, cred. Cred că a fost penalti. Să zicem că ai dreptate, Iuliana Demetrescu. Mie nu mi s-a părut că Bumba a atins mingea. Este penalti, n-are mare importanță. N-are mare importanță, este lovitură de colț. Probabil că și Ioana Demetrescu are 2-3 ani. Regula cu fotbalistul eligibil pentru acțiunea de tineret. Centrale, Junior Moraes! Încă o intervenție excelentă a celui care deocamdată ține închegată. Albu, de la poartă! Priză bună a tânărului Bumbar. Vedem că mingea a venit pe el. Evident că în ultimul meci, când a folosit rezervele, a pierdut 3-0 în fața Islandei. Rare și Lie, Rare și Lie, gol Rapid, 1-0. Fotbalist care parcă progresează de la meci la meci. Deși este de aceeași vârstă cu adversarii de la media și l-ați văzut ce înseamnă plusul de valoare. Își păstrează calmul, driblează, trimite perfect, îi pune mingea pe frunte lui Voituș, care n-avea cum să rateze. 1-0 Rapid. La acest scor, Rapidul are 35 de puncte. Dar pentru Rapid s-au încheiat meciurile ușoare. Ultimele patru etape din play-out sunt complicate. Cu Șepși acasă, cu Chindia în deplasare, cu FCU Craiova acasă, din nou ocazie pentru giuleșteni. Iar în ultima etapă, Rapidul merge la Mioveni. Intervenție neașteptată de bună a lui Bumbar, dar se luptă de cap al lui Dragoș Jigore. De trei ori campion în Bulgaria cu Ludogoreț, Dragoș Jigore, plecat de la Dinamo la Toulouse. Mingea lovește bara la luptat de cap al lui Kate. Fiecare fază fixă a rapidiștilor creează probleme aproape insurmontabile pentru apărarea ardeleană. Să vedem ceea ce această fază cu Ioniță, interceptând și plecând pe contraatac Voituș, din nou Ioniță. Voituș apără Bumbar încă o dată la șutul lui Albu și a fost offside. Cu Săpunaru, Ilie, senzaționale dribling-uri, Ilie, gol excepțional marcat de Rapid, înscrie Rare și Ilie, 2-0, minutul 37. Dar ce fază face Rare și Ilie? Rapid, Gazbetan, 2-0. Ce frumusețe de fază. Sigur, facilitată și de lipsa de experiență, de naivitatea celor de la Gazmetan. Al atacului rapidist, Ioniță, Ioniță a recuperat, caută și el poarta, trimite alături. Contrat Avram, Voituș, Voituș! 3-0. Înscrie și Carnat. Al doilea gol
marcat de Carnat de când a venit la Rapid, a mai înscris un gol senzațional în octombrie anul trecut, a salvat-o pe Rapid în derbiul cu Dinamo. Gol marcat în minutul 90 cu un șut superb din afara careului. Execuția de astăzi a fost mult mai simplă pentru el. 3-0. Pasă pentru Carnat, care face dubla, 4-0. Să ne vedem golurile. Prima reușită a lui Voituș, super golul marcat de Rare și Lie după ce rapidiștii au combinat ca la PlayStation în careul mediașului. Pasa lui Voituș pentru prima reușită a lui Carnat. Carnat cu al doilea gol din startul reprizei secunde și în sfârșit golul de 5-0 al lui Ilie. Grigore aplaudare Galiar. Merge spre banca de rezerve. Șut extraordinar. Golul superb marcat de Romario Moise. Ce execuție. Ce mai frumos gol. Sau mă rog, cred că mai frumos a fost al lui Rare și Lie, golul de 2-0. Un șut fantastic Romario Moise. 6-0. Va intra și Dandea în locul lui Dragoș Grigore. Gașparul fața lui Crepulia, dar pasează direct la Ilie. În val lui Ioniță, Rare și Ilie, încearcă să-i paseze. Ioniță, e gol! Nu, a fost offside. Este. Centrare, gol, 7-0, Dandea. Al doilea gol stagional pentru Dandea, care a mai punctat într-o victorie din noiembrie anul trecut împotriva Clincenului. Este scorul campionatului. Tușera. N-a văzut bine, golul este clar. În fine. E doar core, dar a fost gol clar. Toată lumea se oprește și până la Mateu își dă mingea la fată. Bine, după reluarea aia nu mai sunt atât de convins.
înscrie și el. Este singura greșeală a portarului. N-a reușit să-și apere colțul scurt, a respins în poartă, 8-0. Și după cel reușit împotriva celor de la CFR. Ilie, Ilie! Ratează! Se termină 8-0, prieteni! Iuliana Demetrescu fluieră finalul meciului. Partidă fără istoric. Rapid. Formația de copii Gazmetan Mediaș. 8-0 după 3-0 la pauză. Rapidul revine pe locul întâi în play-out. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.